Bună dimineața, dragilor! Am un sfat pentru aia care deja ați pregătit lemnele pentru rug, pentru că în urma postării de ieri cu filmulețul de promovare a vaccinării, sunt mulți care sunt gata să ardă pe rug. Luni dimineața la 4 voi fi deja la aeroport, 4-5, așa că puteți deja să-l pregătiți direct acolo, ca să nu mă mai chinui eu să ajung până acasă, să mă duc în centru la Ștefan. Puteți să o faceți direct acolo. Și vă mulțumesc tare mult celor care susțineți ceea ce fac eu și da, sunt o persoană vaccinată și susțin vaccinarea, fără ca să mă vând satanei. Iar deja se calculează că am primit milioane de lei. Dezabonați-vă de pe pagina lui Emiliar. Fiecare de voi s-a abonat când a vrut el și fiecare din voi se dezabonează când vrea el. Și atât pot să zic despre acest lucru. Sunt mândru că m-am filmat în acest spot și da, susțin vaccinarea. Am citit tot felul de comentarii, de la bune, de la foarte bune, inclusiv tâmpenii de care vreți voi. Scopul meu nu este să vă conving pe voi, cei care nu vreți să vă vaccinați. Da, cineva de voi, da, pe măsa și mătușa nu s-a vaccinat. Iată, scopul meu este să o conving pe mama și mătușa să se vaccineze. Pentru că eu țin la familia mea și la părinții mei. Dar nu pe voi, mă doare fix într-un loc dacă tu te vaccinezi sau nu. Mă doare fix ca ziua așa de ieri. Mi-este indiferent. Dar eu susțin încă o dată ceea ce vreau eu să susțin. Nu că eu m-am vândut satanii și o să ard în focul iadului. Da, dacă doriți să vă dezabonați, n-aveți decât să o faceți. Da, eu încă, dacă aș fi ministru al sănătății, aș face altfel. Persoanele care nu vor să se vaccineze și sunt în stare gravă să nu-i primească la spital, așa aș face eu. Să stea acasă, pentru că ei oricum nu cred în vaccin, nu cred. Așa cum spuneam, unele persoane nu cred în vaccin, nu cred în coronavirus. Eu, de exemplu, am avut cea mai simplă formă care putea să existe și îmi pare rău că n-au avut-o toți asta, că n-am simțit nimic. Dar sunt unii care, din păcate, au avut forme foarte grave și, din păcate, au murit. Dar pe voi asta nu vă interesează. Nu vă interesează nici viața doctorilor. Dar și doctorii, pe de-o parte, aici sunt vinovați că vând vaccin cu 120 de euro. Despre ce vorbim? Iarăși. Fiecare face ce vrea el și cum vrea el, nimeni nu interzice nimic. Dar eu aș face în cazul în care ești bolnav de COVID și nu ești vaccinat și nu crezi în asta, să stai acasă, să te lecuiești cu paracetamol și atât. Atât, fără criticați. Pentru cei care nu știți despre ce este vorba, intrați pe acest link să vedeți un spot publicitar de promovare a vaccinării. Iar la cei care deja îmi calculează bugetul și câte milioane eu am făcut pentru asta, vreau să vă mai zic că mai este încă un spot, trebuie să apară și el. Deci milioanele care voi le-ați calculat, dublați-le. Chiar puteți să le triplați. Vă mulțumesc și fiecare face cum vrea și se vaccinează când vrea și dacă vrea și dacă nu vrea. Eu sunt actor, m-am filmat într-un spot publicitar, cum știți și voi, orice spot publicitar, că este dintr-o vaccinare, că e pentru prezervativi, bănci, că ești actor sau nu un actor, ți se plătește ziua de muncă că te-ai filmat într-un spot. Atât. Atât am primit eu. Nu. Vă rog, hai că să nu mai enervez, că de seara astăzi am concert și vreau să fiu așa mai fluffy, mai pe pozitiv. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Și să abonați-vă dacă în spitale nu mai sunt locuri pentru persoanele grav bolnave de COVID, eu propun să-i ducă direct în biserici. Acolo unii preoți știu mai bine ce înseamnă vaccin și ce înseamnă satana cu mântră, cu chip, cu nu știu ce. Eu cred că preoții după slujbă au toate șansele să stea acolo și să le vorbească oamenilor ce înseamnă vaccinul. Pentru că ei deja au terminat toate școlile despre medicină, da, preoții, unii, nu toți, bineînțeles, unii au terminat toate universitățile și medicina la dânsă, știți, e un fel din și voi, bă, dar păi să-i dracu, băi, să-i săpala, băi, îți iese, băi, bun, gata, cam.